părinții, cu bunicii, cu nașii și cu moșii. Cu a ta, familia leasă capitală, nevestos! Cătălin, nașa te-a ținut în brațe și în biserică a promis o să-ți fie ca o mamă și prietenă la drumul tine. Să o iubești tot restul vieții, să te gândești ca ea, ca la mama ta de-a doua, care binele ți-l vrea. Dar tu știi ceva, frate dragă? Acela ce miez de noapte, la pe la calar, a prins-o în mânare și le-a chemat pe ursitoare. Ei, dar ce cum spui tu, surioară, și de ce vorbești încet? Ce visează în mânare? Stați, ne găsesc pe internet. V-ați găsit să discutați modul de contact acum. Eu ca de scânde, vreau să spun. Surioară, eu mă pun pe un rad ca afară s-a înțerat. Ești bine să delicatețe, să-și poarte trupul cu mândrețe. Îți doresc să fiu un soare, frumusețea, să-ți fie curunată de mândrie, să fii mândru și pălos, că așa este bine unui băiat frumos. Eu? Nu-i dărui! Bunătate! Pentru ea vestit să fie, să-l călăuzească în toate, să te porți cu lumea toată, cu un simț, cu judecată, să te placă ori și cine de pe tăia noastră lume. Da, dar bunătatea nu e completă dacă generos nu este și să aibă și cu ce, cu avere ca în povești, să ai bani, ca să e greu, dar să-i cheltui cu bătat mereu, să faci casă mare, cu piscină, da, cu baltare, da, și o mulțime de copii. O mulțime. Iar la casă, surioară, eu zic să mai ai mărși. O mașină de mare clasă. O mașină, surată, dar ce mașină? Tati? Ce zici, tati? Cam ce mașină să-i punem noi la casă? Să fie o limuzină somptuoasă de mare, mare clasă? Să fie. Și eu mai zic așa, casă mare, luminată, viață lungă și bogată. Așa este, surioară, banii zic să-mi pui sărițuri. Ca ce lume asta mare, mai mult trebuie un zic. Surioară, eu mai zic așa, să scoți bani din piatră seacă cu ei să faci lucruri mari. Să întorci lei, cum să fie, cum să fie, cu lopata zic să fie sură. Euro, draga mea, tine și bine, bine, euro. Și putere zic să fie și o să ajungă stăpâni peste o împărăție. Ia auziți împărăție. Hai, surată, să-i spunem ce zici, mami, companie. Și una care să facă de toate și aici. Străinătate. Dar ceva de aici tot lipsește, surată dragă. Ce lipsește? Este un lucru pe asta lume de mulțuită. Și de stai să te gândești de puțin apreciat. Este lucru fără de care nimic nici am auzit. N-ar avea nicio valoare. Iară, minte el se cheamă. Mintea ție luminată, să ai inima curată. Iar inteligența să fie managerească, cu ea lumea treacă să o cucerești. Ai dreptate, surioară, peste ea noi am sărit. Acum că am zis și minte, ce rămâne de ursit? Băi, ca tăticul să fie infer. Așa să fie. Și ca moșul el să fie? Cum să fie? Cum să fie? Băi, eu zic așa, unde-i moșul? Unde-i moșul? Să fie ca moșul? Așa să fie, dar să se mânești și cu nașul. Cu nașul? Tot nașul, surată, nu-i așa? Să fie un bărbat cu prestanță, da, și cu multă eleganță. Așa să fie. Dar totuși, pare mi se mie că ceva de aici tot lipsește pentru micul meu ursit. Care este, surioară, să fie fericit? Ei, surata asta nici nu se discută, la câte am ursit micuțul meu Andrei. Poate doar să-i mai menim, mă, ce zici, mami? Să fie și iubit, să fii frumos ca o scaliva de asta ta. Da, 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 și fete, dar știți cum să aibă? Ia cu tati, Cătălin, să aibă fete grămadă și să stea chiar și la coadă. Mami, ești de acord? Da, sigur. Da? Păi eu zic așa, iubirea adevărată e în viață, v-am întâlnit, sub un
va iubi cea mai frumoasă femeie, va fi a inimii cheie. Da, și atât va fi curs, da, generos, da, și frumos. Da. Eu zic să-l facem și faimos. Sau să-l facem balerin? Da, ce mă bucur de susții! Nu mai la prostitizați dacă doar prin să le stați balerin și de vechi. Dar elegant a spus bine că orice meserie ar face, tuturor le place o munte, sunt foarte respectate. Și eu zic așa, suratelor, eleganță și prestanță și puțină putezanță. Este mereu să fiți aduși tuturor din jurul tău. Să fii fericit mereu și puternic ca un zeu, să fii scriitor la minte, să te descurci în cuvinte și cu tale de actor, da. Și inspirație zic eu de senator. Senator? Da. Ce senator? Cătălin va deveni ambasador! Și un lucru mai iau pe fratelor și acela-i sănătate, că-i mai bună decât toate. Și va avea și o viață lungă de rele, va fi fericit. Visele să-și împlinească, eu atât am de usisurat. Ha, ha, ha! Thank you.
Dar mare mai crescut! Da! Și ce burtic ai mai făcut? Mulă burtic ai mai băut! Ia spune tu! Nu vrei puțină răutate? Bun! Poate vrei și puțină lașitate! Hai, vrei să... Unde? Să le-a pe tată. Nu! Poate vrei puțină invidie! Nici! Atunci eu mi-ge cursia! Îți găsesc! Când vei fi mai bătrânet, când pe la 101 ani, băbuța să trăiască la gata de cicăleasca! E deja? Unde e nisipor? Ursitoare!